De 3 luni luptă pentru viața sa. Vorbim despre Matei Tabac, un micuț de doar 5 anișori care nu se poate bucura de copilărie ca și oricare alt copil. La niciun an, băiatul a fost diagnosticat cu sindromul Westphal-Arwich, care se întâlnește la unul din 250.000 de copii. O boală de imunodeficiență rară, care e caracterizată prin hemoragii, dermatite extreme și infecții respiratorii. Pentru a se trata, Matei are nevoie de peste 250.000 de euro. Atunci când îl vezi pe stradă, nici nu-ți dai seama că micuțul Matei suferă de o boală rară. Băiatul însă nu se poate bucura de o copilărie fericită. Nu a mers niciodată la grădiniță sau la un spectacol din cauza imunității scăzute provocate de maladie. Matei, spre deosebire de alt copilaș, nu a avut o copilărie. Copia. Bucure de toate momentele copilăriești ca grădiniță, matinee. Situația noastră a început încă de când Matei avea 3 lunișoare. Noi am fost internați în centru mamei și copilului, într-o stare foarte gravă, în urma căruia, după aia, am fost internați în secția de reanimare. Din cauza bolii sale, Matei are deficiențe de vorbire și trebuie să respecte o dietă foarte strictă. Bastonașe? Bastonașe. Bastonașe. Și încă ce mai mănâncă Matei? Bastonaș. Și cărniță? Cărniță. Și încă ce mai mănâncă Matei? Cașuță. Cașuță. Și încă ce mai mănâncă Matei? Unt. Unt. Când a fost diagnosticat, Matei a trebuit să urmeze un tratament complicat. O perioadă a fost chiar și intubat, întrucât boala îi provoacă hemoragii și infecții, iar tot corpul este acoperit de vânătăi. Astfel, de fiecare dată când mama îi spune că trebuie să meargă la medic, micuțul mereu se opune. La medic ne ducem? Dar ce face medicul? Acum însă o altă năpastă a dat peste micuțul Matei. Chiar de ziua mamei sale, aceasta a fost contactată de medici, care i-au spus că fiul său a fost diagnosticat și cu cancer al sistemului limfatic. În prezent, singura soluție ca băiatul să aibă o viață normală este un transplant de mădvă osoasă, operație care însă se face în afara țării și este foarte costisitoare. Anul acesta, din păcate, chiar de ziua mea de naștere, copilul meu a primit o altă diagnoză, limfomul non-Hodgkin. Este o tumoare la sistemul limfatic care foarte repede progresează în organism. De aceea este nevoie de făcut o chimioterapie acum în mod de urgență și în mod de urgență este nevoie de efectuat transplantul medular. Pentru a-l salva pe Matei este nevoie de o intervenție chirurgicală care costă 250.000 de euro, bani pe care familia micuțului nu i-a.